Să nu uităm că această coaliție a fost făcută mânată de anumite de o anumită forță majoră. Am avut acele crize consecutive, crize suprapuse, ele nu s-au stins încă peste asta, peste acestea a mai venit încă una și mă refer la criza din Orientul Mijlociu și atunci știți foarte bine că această coaliție a fost făcută pentru stabilitate. E, această stabilitate pe care noi am câștigat-o în această perioadă nu am vrea să o pierdem nici în perioada următoare, bun, pentru că vin niște luni grele, vin niște luni de iarnă, vin niște luni imprevizibile din punct de vedere geopolitic, bun, și atunci nu trebuie să uităm că de la asta trebuie să plecăm. Bun. Stabilitatea țării, în primul rând, este cea mai importantă, să trecem cu bine iarna, să trecem cu bine și această criză și normal că în planul 2 cred că ar trebui să rămână războiul politic așa cum unii extremiști și l-ar dori, acela să aruncăm cu pietre unii în alții pe stradă, nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta și cred că o dovadă de maturitate politică va trebui să dăm și trebuie să o dăm. Veți rămâne la guvernare într-o coaliție. Va funcționa ea în continuare de vreme ce dumneavoastră a spus că veți merge singuri? Și cum va funcționa până la urmă? Că oricum, sigur, am văzut ciocniri între cele două partide la diverse niveluri, au fost și probabil vor mai fi. Vor mai fi, sunt sigur că se vor acutiza din momentul acesta pentru că sunt colegii cu foarte multă personalitate printre colegii parlamentari, printre președinții de organizații, sunt colegi care și-au dorit de mult timp să se întâmple lucrul ăsta și au situații serioase de luptă politică în organizațiile proprii și atunci cu siguranță că, eu știu, se vor mai da unde din acestea de șoc spre centru. Dar, până la urmă, conducerile sunt și există ca să poată să medieze toate aceste conflicte în perspectiva coaliției. Dacă nu vor mai rezista, vom vedea. Și pentru că zic aici și despre Partidul Național Liberal, dar vin și dinspre cei de la PSD. Da. Și atunci va fi greu de mediat și vor fi situații din ce... Nici până acum să știți că n-a fost viața atât n-a fost, da, împăciuitoare exact. Și n-a fost așa o pacificare în acel, exact în acel spirit între în cele două partide și mai ales în momentul în care se discutau deciziile pe coaliție. Exact. Deciziile politice. Au fost denumărate cazuri în care părerile au fost divergente și au fost exprimate. Dar de acum încolo probabil că se vor acutiza, vor escalada anumite conflicte de la nivel local, probabil, dar vom vedea, vom trăi și vom vedea. Acum depinde și de măestria celor care conduc să poată să medieze și să poată să integreze cumva toate punctele de vedere